Un lucrător miner în vârstă de 30 de ani a suferit un accident de muncă în subteran la mina Livezeni. Bărbatul a alunecat în galeria în care lucra, a căzut și și-a rupt un picior. Un echipaj SMURD a intervenit pentru a-i acorda primul ajutor. Un tânăr în vârstă de 30 de ani, angajat al minei Livezeni, a suferit ieri un accident de muncă în subteranul minei, fiind necesară intervenția echipajului SMURD Petroșani. Din primele informații oferite de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, se pare că bărbatul, în urma alunecării în galerie, și-a fracturat un picior. Bărbatul este angajat de mai puțin de 5 ani la această unitate minieră și, având în vedere că a fost vorba despre un accident de muncă, inspectorii ITM Hunedoara au demarat o anchetă. Da, este vorba de un lucrător în vârstă de 30 de ani, ajutor minier, care a alunecat în subteran și era suspect în prima fază de o entorsă, dar în urma analizelor medicale de la spital s-a dovedit că este o fractură. Evenimentul este un eveniment cu incapacitate temporară de muncă, care va fi cercetat de către mina Livezeni în conformitate cu legea 319 din 2006, urmând ca, după finalizarea cercetării, ITM Hunedoara să avizeze acest eveniment. După acordarea primelor îngrijiri medicale, bărbatul a fost transportat la spitalul din municipiul Petroșani de către echipajul SMURD.